așa. Eu nu am venit la voi acasă, o doamnă a ieșit și m-a întrebat dacă ar fi la mine acasă dezastru care îl fac eu. Vă duc la cunoștință, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu este casa voastră, dar este a poporului Republicii Moldova. Să aveți rușine să ieșiți să mă întrebați că eu am venit la voi acasă și vă fac dezastru. Aveți o leacă de răbdare și auziți muzica mea de dimineață. Asta va continua până atunci, până când n-o să ieșiți și n-o să rezolvăm întrebarea. Legea 133 cu persoane cu dizabilități, cu persoane cu necesități speciale. Vă rog frumos, aveți în vedere, eu n-am venit personal pentru mine. Eu am venit pentru persoane cu dizabilități și nu la voi acasă. Nu la voi acasă, casa voastră în altă parte. Asta este a poporului Republicii Moldova și să mă auziți clar. Și protestul nu e dezastru, dar e libertate de exprimare. E un drept fundamental. Se cheamă libertate de întrunire și de asociere. Dezastruoasă e așa guvernare care nu iese cu comune și cu oamenii. S-au trimis un consilier și care au zis că eu prima dată aud de așa probleme. Bine, e că prima dată aud și acum dacă ai auzit, de ce zici că nu poți face nimic?